suntem în Uniunea Europeană, cum, dacă nu avem o gură de apă? Înseamnă că jos și flămânza asta e rușine pentru România. Fiecare primar, când candidează, promite că rezolvă problema asta. Doamna Cojocariu, care este problema Elenei, problema fiicei dumneavoastră? Problema fiicei mele este foarte gravă, este imobilizată total la pat. Nu merge, nu vorbește, nu mănâncă singură, nu simte când iese pentru ea afară. Tot timpul trebuie supravegheată, îngrijită. Ce vârstă are și de la ce, la câți anișori e așa? Are 33 de ani, de la un an și câteva luni am depistat că ea nu are echilibru și nu se poate ține în funduleț, nu poate să zică mamă, tată și etc. La 2 ani am fost trimisă în spitalul de patologie neuromusculară Covasna, unde s-a stabilit diagnosticul fetiței. Da, chiar l-am în, am diagnosticul în fața mea, encefalopatie cronică infantilă, tetrapareză flască, epilepsie în tratament, oligofrenie gradul 3, cu nedezvoltarea limbajului, iar chiar nu poate vorbi deloc? Exprimă câteva cuvinte, mama, tata, dar de când a murit taică-su, nu mai zice tata, decât mama, apă, și foarte puține cuvinte care le exprimă, care s-aude și prin străgăiei, a, foarte, foarte puține cuvinte. Apă, mâncare, numele fratelui îl poate rosti? Apă cere, dar numele fratelui și în rest nu. Eu tot timpul trebuie să comunic cu ea, să o întreb dacă e foame și dacă este foame, începe ea și mi-arată că vrea să mănânce. În afară de aceste două, trei cuvinte și prin, doar prin semne comunicați. Totul prin semne. Dacă vrea îmbrăcată, dacă vrea încălțată, dacă și-o făcut nevoile, mi-arată că trebuie schimbată și în rest... Dar în momentul de față ea aude, ea ne aude, ea înțelege? Totul înțelege, nu am ce discuta de alte cuvinte despre ea de rău. Totul timpul să-i spun, să-i ridic moralul că ea este bine, este domnișoară, va fi bine. Și face totul cu mama în casă, trebuie. Ea înțelege, dar nu poate vorbi. Da, da, da. Și practic dumneavoastră 24 din 24 stați cu ea. Da. Tot timpul trebuie să fim careva în casă cu ea. Mai ies afară, mă mai duc, chiar vin. Cât doarme ea, mai ies și eu în stradă să-mi ridic moralul că asta este, că zi de zi cu ea în casă simți că te pierzi total. Eu când am aflat de cazul dumneavoastră, m-am gândit că împreună putem să facem o campanie pentru a-i face viața Elenei un pic mai ușoară. M-am gândit că, în primul rând, dacă ar fi oameni, poate elevi, tineri, binevoitori, care să vină să mai stea cu ea, să socializeze, să povestească, să o mângâie, să... Cred că asta ar fi un lucru extraordinar. Ce părere aveți? S-ar bucura foarte mult că îi trebuie, eu nu pot imobiliza pe ea în afara lumii. Cine vine la mine în casă și nu bagă pe ea în seamă, tot timpul face scandal și începe aracnișa să bate, a să strânge de gât, că de cine nu vine la ea, s-o bage în seamă. Asta este. Adică căldura umană îi lipsește cel mai mult. Da. Tot timpul îi trebuie să vină cineva la ea în vizită. Sau dacă aude că vorbesc la telefon cu cineva, trebuie să-i dau și ei telefonul să strânge și ea. Adică să fie băgată în seamă. În momentul de față, în afară de dumneavoastră și de fratele ei, cine mai vine să mai stea de vorbă cu ea? Mai vine o prietenă, Mariana, la mine, doamna Ursuț, vecinii, fetele care mai vin prin zonă pe aici. Și ce să vă mai spun? Doamna Mariana este doamna de pe Unirii care vine? Da. Deci vine special să o vadă. Da. În fiecare zi, dacă s-ar putea, vine. Câte o jumătate de oră, o oră vine. Sau sunt zile, dacă nu poate veni, își cere scuze că nu a putut veni. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu vă puteți plânge. Aveți prieteni buni și vecini buni. Da, da. Toți vecinii m-au ajutat la necaz. Toți vecinii au sărit când am avut probleme cu soțul. Soțul când a murit? Acum un an jumate, 16 martie.
Lipsa lui se simte, mai ales din punct de vedere financiar? Da, se simte foarte mult. Adică, tatăl copiilor, m-am gândit doar acum la mai puțin la latura umană și cea afectivă, m-am gândit la latura financiară, pentru că al doilea demers al meu, pe care vreau să-l fac, în afară de a găsi oameni, de a mediatiza cazul pentru a găsi oameni care să vină să socializeze, să-i mai ocupe timpul, pentru că sunt oameni, sunt voluntari și trebuie doar să-i găsim, da? M-am gândit că și din punct de vedere financiar vă este greu. Da. Care este situația familiei în momentul de față? Este foarte grea. Din ce trăiți? Din pensia fetei, din salariul meu, din soțitor și ce mă ajută băiatul. Fata cât are pe lună? 2.903 lei și pensia de urmaș de la taică-su. Dar tratamentul este foarte scump, ea trebuie vitaminele tot timpul, 10 zile pauză, iar 10 zile vitamine și suplimente și mâncarea este foarte scumpă pentru ea că... Practic, este și problema asta cu epilepsia. Epilepsia este partea cu igiena și, de asemenea, sistemul muscular și osos este foarte fragil. Da. Numai într-o stopurile care costă 1.000.000 flaconul. Este foarte greu. 1.000.000 pentru? Pentru un tratament. Cum ar veni, 100 de lei vechi. Pentru 30 de zile... 1.000.000, 100 de lei noi. 100 de lei noi, cum ar veni. Numai un singur tratament, dar restul nu se mai pune, că este foarte scump. Bine. Mai are nevoie de spray-uri, de Pampers. De Pampers, de totul ce e igienic. Spirit, vată, seringi, totul ce trebuie necesar ei pentru tratament. Astea toate le cumpăr. În momentul de față, faceți față sau nu? Nu fac față, sunt datoare și la farmacii, sunt datoare pe la oameni și în restul asociații. Ai aici o altă problemă, o discutam și cu fiul dumneavoastră, nu prea există sau poate nu cunoaștem noi, nu prea există asociații și fundații umanitare la Vatra Dornei. Vă deranjează dacă noi am produce un... o campanie în care pentru un ajutor umanitar pentru Elena? Nu, chiar m-aș bucura foarte mult. Chiar m-aș bucura foarte mult să fiu ajutată. Numai pentru ea, nu pentru mine. Pentru ea strictul necesar ce este nevoie. Deci dacă n-ar fi băiatul dumneavoastră ca să suplimenteze cu salariul lui, ați fi terminați? Ar fi foarte greu, nu m-aș putea descurca și aș face față cheltuielilor. Ați făcut vreo cerere la primărie? Pentru că sunt ajutoare de urgență, există serviciu social? O singură dată am făcut și m-au ajutat în 5 ani de zile, 300 de lei vechi. M-au ajutat pentru că am cerut pentru tratamentul care trebuia să-mi apară din Italia, pentru fetiță. Și mi s-au dat 300 de lei vechi. În rest nu prea am... Deci 3 milioane de lei vechi. Da. În rest n-am prea apelat că îndată spun că ai salar. Ai pensie, să te descurci. Deci, practic ajutorul ei de handicap, pentru persoane cu handicap, pensia ei și pensie după tata. De la tata. Și îți spune astea cuvinte, te retragi și suferi acasă. Faci cum poți, iei împrumuți din vecini ca să te poți descurca. Bine. Acum farmaciile cunosc situația dumneavoastră, vecinii la fel? Farmacia care este pe strada Schitului foarte mult m-a ajutat, chiar și când a murit taică-su, o sărit, m-a ajutat foarte mult, nici n-am cuvinte să vorbesc, dar trebuie dați banii, medicamentele ți le dă, te ajută, dar banii trebuie achitați. În momentul de față este imposibil pentru Elena, nu? Să fie scoasă afară într-un scaun, nu? Nu mai stă deloc în funduleț. Acum 6 ani de zile mi-au făcut o pareză pe partea stângă și e sensibil la orice curent și astea. E trebuie tot timpul supravegheată, izolată de frig, de astea. Nu știu cum să vă zic. Adică e un risc să o scoateți afară? N-ar fi un risc, dar nu mai stă în fund. Ia coloana este curbată, piciorul stâng nu-l mai îndreaptă, nu mai stă deloc, absolut deloc în fund.
echilibru, cel mult 5 minute dacă stă și începe a răcni și a plânge. Asta este durerea mare. Și tot timpul trebuie să stați lângă ea. Da, tot timpul când este trează, numai atât ce e să apară când doarme. Să zic, e să odihnește ca să nu deranjăm, trebuie să ies afară. Aveți vreun medic care vine regulat să o viziteze? Este doamna doctor Vorobăț, Liliana, vine în fiecare săptămână în vizită și o vede. Chiar acum este sub tratament, că mi-a făcut o pneumonie pe partea dreaptă, numai chiar la plămânul drept o prins-o în curent, am mutat-o dintr-o cameră în alta și am dezinfectat camera și am văruit singură, că nu sunt bani să plătim zugravi. Și-o prins-o în curent și mi-a făcut o pneumonie, tot timpul vine și o supraveghează, este sub tratament de antibiotic care trebuie cumpărate, tot începând de la seringi și restul. Și foarte rest, greu. O mai învârtiți pe o parte pe alta? Pe parte pe alta, da. Este învârtită de pe o parte pe alta, ridicată în funduleț cât poate rezista și restul tot culcată. Problema cu plămânii s-ar putea să vină și de la stat? Nu, e de la stat. Problema cu plămânii numai dacă au luat un microb sau a venit cineva cu un virus, dar în rest nu, este foarte bine. Eu sper că este foarte bine îngrijită la, după 33 de ani, să ducă boala. Eu așa da, sper și ca mama. Da, aici este meritul dumneavoastră și al fiului dumneavoastră. Da. Și mâncarea, ea e foarte bine mănâncă. Sunt zile că mănâncă de două ori, sunt zile că mănâncă o dată, dar mâncarea să fie mâncare. Aici e o problemă delicată. Mai sunt oameni cu generoși, da, cu suflet mare, din câte am înțeles, domnul Prună v-a mai ajutat din când în când, dar e greu cu sponsorii, pentru că nu poți să te duci chiar de fiecare dată doar la aceiași oameni. Da, într-adevăr este foarte greu și de multe ori poate mi-e jenă să trimit actele să fiu ajutată, pentru că la toată lumea este greu, eu înțeleg. Dar mulțumesc din tot sufletul pentru ajutorul care mi l-a dat. Datorită lui i-am luat televizor la fetiță, datorită lui am luat mașina automată. Chiar când a murit soțul, m-a ajutat iarăși cu 2 milioane, cum ar veni 200 de lei noi. Cred că la un moment dat Pampers-ul vi l-au asigurat cei de la Fundația Cristiană, acum nu mai știm. Acum, ultimul timp, acum un an de zile, m-a mai ajutat baftiștii sau secta panticostale. Dar de un an jumate nu mai veni nimeni să mă ajute. Era o fundație ORA. Deci nici o fundație, cum ORA se... ORA, care erau sponsorizați sectele, adică de... Fundația ORA de baftiști din Olanda, Germania, dar în rest nu mai știu nimic. Un an jumate? Nu mai venit. Iar preoții dorneni, Biserica Ortodoxă, nimic? Nu m-a ajutat cu nimic, atât cât m-a ajutat la mormântare. Atât că nu v-au luat bani? Da, în rest cu nimic. E mare lucru și atât? Da, în rest cu nimic. Și ar putea să facă cu siguranță mai mult. Faceți un apel către comunitatea asta mică în care trăim, nu știu, e o inerție destul de mare, discutam cu multă lume. Sunt foarte multe cazuri, noi încercăm să le mediatizăm, să vedem, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, vremurile sunt grele, e greu pentru fiecare, dar nu ar costa mult pentru a-i face viața Elenei mai bună. Cât de puțin ar fi, noi ne-am bucurat foarte mult să fim ajutate, chiar cât de puțin. Și un strop de suflet pentru acest copil. Aveți și un cont undeva la vreo bancă? Da, la Banca Vosbank, în Vatra Dornei. Acolo aveți contul, da? O să-l afișăm și noi. Da. Cu siguranță vom face și o machetă la ziar și poate vom relua o campanie pe care noi am mai făcut-o la Vatra Dornei, în anumite locuri, magazine unde patronii sunt de acord, poate o să mai facem acele cutii, știți, în care prezentăm cazul Elenei și cu siguranță putem să contactăm mai multe fundații. Poate există, poate după acest material, anumite asociații sau fundații care sper să existe la Vatra Dornei, și care încă mai activează în
scopuri umanitare să audă, practic, strigătul unei mame disperate și strigătul Elenei. Da, aș fi chiar bucuroasă și aș mulțumi din tot sufletul la toată lumea care ar sări în ajutorul fetiței Elena. Cristi, eu m-am gândit să vorbesc și cu tine, nu numai cu mama ta. Cred că aceeași greutate, aceeași durere și pentru tine. Foarte greu. E foarte greu pentru că la vârsta mea mulți sunt plecați în afară, câștigă foarte bine și au făcut o familie, copii. Nu pot să fac. Iar tu ai fost legat de sora ta? Mă, de familie. De familie. Nu pot să plec, să las. Că aș putea. Mă urc în autocar și plec. Nu. Multă lume mă condamnă, de ce nu te duci în afară? Nu ești căsătorit, nu ai copii, nu ai obligații. Ba, am obligații. Da. Chiar dacă nu ți-ai făcut propria ta familie, o ai pe mama și pe surioara ta și trebuie să ai grijă de ele. Da, normal. Și greutățile. Nu pot să plec, că poate mâine primești telefon. Mă, ai plecat de acasă, uite ce s-a întâmplat. A murit sora ta, mama fiind bolnavă și ea a făcut și ea un atac, ce fac? Spunea mama adineori că pierderea tatălui vostru a fost o lovitură cumplită. A fost un șoc. Deci tatăl meu a murit de ziua lui. De ziua lui. Am ieșit din casă, m-am trezit, am ieșit din casă, era afară în fața casei, am spus, tatăl, mă duc în oraș, du-te. Și atât. A făcut comoție cerebrală, în 7 ore, pam. De atunci, practic, a devenit mai greu pentru voi să o întrețineți pe Elena. Mă refer la partea financiară, pentru că partea căldura umană, partea cealaltă, ați încercat să o compensați. Dar partea financiară a devenit cu siguranță mult mai grea. Eu încă nu m-am împăcat cu ideea că tatăl meu a murit. E plecat. Dar cu partea financiară, știți cum e. Și să cunoaște lipsa lui. Făcea treaba în casă. Eu vin obosit de la muncă, coptore, trag, lucrez în comerț, lumea e cu mâini, e foarte greu. Și încercăm să ne descurcăm. Am încercat în ultimul an să contactez, până acum n-am încercat prea mult cu fundațiile umanitare. A mai fost fundația Ora care ne-a ajutat, au mai venit străini în casă, ba una alta, vecinii, prietenii, era tata, mai erau prietenii lui, era ok. În ultimul an ne-am lovit de greutăți, de medicamente, de alea, am încercat. Prietenii care au plecat din țară, se uită. Așa cum spunea și mama, ajutorul pe care îl aveți e insuficient. Insuficient. La o familie, cu un caz medical, cum e sora mea, sau alt caz medical, tot timpul, pe lângă medicamentele care sunt gratuite de la stat, care sunt infime, alea sunt undeva 5% din tot tratamentul, apar foarte multe complicații, apar N complicații. Și foarte greu, pentru că consumul de energie mare, lumină tot timpul, televizor tot timpul, pentru că ea ascultă muzică. Dacă nu aude muzică aici sau dacă ai încercat să-i schimbi programul care îi place ei, vede ea ceva interesant și așa și concentrat acolo și a încercat să-i schimbe așa, nu mai poți sta, că începe să se manifeste. Ea acum înțelege ce vorbesc. Ascultă. Când am intrat în casă, noi am mers în cealaltă cameră, iar ea ne striga, adică să nu fie singură. Da, v-a chemat la ea, să vadă cine a intrat, ați văzut, v-a tras de mână, v-a prins de mână, nu v-a mai dat drumul. E așa e cu toată lumea, dar simte, omul rău îl simte. Deci omul bun, imediat îl trage lângă ea, să stei cu ea, îl bagă să stei la picioarele ei. Pe mine mă pune de multe ori acolo, mi-a arată direct, du-te acolo, să stau, deci să stau cu ea acolo. E foarte greu. Deci, pentru orice familie cu un asemenea caz, e foarte greu, pentru costuri mari, lumea nu înțelege, lumea nu știe ce e în interiorul camerei. Vede prin afară, te condamnă pentru acțiuni poate care lumești, dar nu vede interior, nu vine să stea, vine să stă 10 minute. Dar dacă ar sta o zi, poate și-ar schimba, prieteni care vin și stau mai mult, prima reacție la unul care nu cunoaște e de respingere. Se teme, nu știu. Și pe drum, dacă vede un om care nu are o mână, nu-l bagă în seamă. Deci aia e strigător la cer în ziua de azi. Pe Facebook, dacă te duci pe Facebook, vezi poze cu câte glumițe, câte fraze, alea sunt repede, like-uri, așa. Dacă am pus cazul pe... N-am avut like-uri. N-am avut nici măcar... mai sunt 3-4 persoane, sunt, din cercul de prieteni, care ce-ai pățit... Am avut probleme personale,
Așa. Și mă plângeam și eu pe Facebook. Na, acolo îmi strigam și eu suferința, cum ar veni. A sărit o persoană, n-am auzit-o în viața mea, n-am văzut-o în viața mea, pe Facebook. Și a venit, ia, descurcă-te, mi dai când poți. I-am dat luna trecută de-abia. Deci a, după fost, șase... o... a da, fost o reacție, a existat o reacție. Și mă simțeam penibil, pentru că nu era o sumă mare, dar o contat. Deci la momentul când am avut nevoie, s-o adunat. De la ea, de la ea, o sărit persoane care lucra cu mine, au plecat în altă parte, mai ajută. Deci mă deschid ușa măcar, contează mult. Am prieteni vechi care au plecat în afară. Erau zi de zi în casă la aici. Din toți, undeva 3-4 care mai deschid ușa. Deci spui că nu numai latura financiară sau lipsurile sunt o problemă, ci și faptul că oamenii, oamenilor le sunt suficiente problemele lor. Nu mai vor și problemele altora. Deci am ajuns în stadiu după 20 de ani de la Revoluție în care ne urâm unul pe altul. Și ne-am cam înrăit. Foarte mult. Ne-am izolat, ne-am înrăit. Foarte mult. Observ, în alte localități, poate mai mari decât municipiul Vatra Dornei, activează fundații, își trimit pe teren agenți, copii tineri, cât să... Dar vin, trimit agenți, cum spui tu, în alt oraș, da, misionari. La deci la noi în Dorna, misionari vin și strâng fonduri pentru anumite cazuri din Bistrița, de exemplu, din Suceava, de exemplu. Am încercat, am luat legătura chiar ieri, în parcare la noi erau două persoane, strângeau fonduri pentru... Te surprinde inerția asta noastră, dar nu reuși să ne închegăm într-o societate civilă, într-o asociație umanitară, orice fel de asociație până la urmă. Avem o problemă la Vatra Dornei, din punctul ăsta de vedere. Da, este o problemă din punctul de vedere și am părerea că, cum a spus și noastră, lumea se limitează la problemele lor. Să facă să aibă ei, să își rezolve problemele lor. De ce să rezolve și problemele? Se gândesc că și ei ar putea într-o zi să aibă o problemă. Nu se gândesc. Și problema că dacă am luat după un lanț al slăbiciunilor, dacă ajut omul de lângă mine să ridice, să aibă un nivel de trai adecvat, poate mă ajută și pe mine la un moment dat, pentru că e o comunitate totuși. Nu trăim izolați, fiecare într-un cutie de chibrituri. În România, eu nu zic că nu sunt oameni cu bani, nu sunt și ei generoși și cu suflet mare, dar de obicei am observat că în România chiar oamenii care trăiesc modest sunt mai săritori. Da, deci chiar oamenii care trăiesc foarte modest sunt săritori. Deci oamenii, persoane care, și nu numai persoane, multe persoane au rupt de la ei și au ajutat pe alții. Pe când oamenii bogați au problemele lor, pun pe altcineva să ocupe de o anumită fundație pe care o fac în numele lor pentru a vedea că se ocupă ceva, dau niște bani acolo și pe ei nu interesează. Te-am pus pe tine în parte 10 milioane de euro care ți dau pe ani în parte-i. Deci, cum se spune, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. La mine a fost o caz, am cerut ajutor de la firma la care lucrez. Într-adevăr, l-am primit, dar neașteptat l-am primit chiar de la... S-a nimerit conjunctura că persoana la care am cerut ajutor a fost un șef. Trebuia să trimit actele doveditoare, le-am trimis la șeful respectiv. Șeful respectiv urma să le ducă în firmă, să facă direct, orizontal, un fel de chetă, că nici acolo nu sunt fond. S-a nimerit să fie în zonă patronul cel mare. Și te-a ajutat? M-a ajutat. Deci, a fost o conjunctură, că s-a nimerit să fie patronul aici. Da, a fost o conjunctură, pot să spun, foarte bună, pentru că 6 luni de zile tratamentul suplimentar, care e undeva la 120 de euro, cel care vine din Italia, mă refer, plasturi... 120 de euro pe lună? Cam așa. Chiar dacă nu, poate luna asta e... Nu am nevoie de... Deci undeva 5 milioane, cu 5 milioane v-ați descurca pe lună? Sau e suma mai mare? Da. E ok, ar fi ok, ar fi măcar cât de cât suficient. Ați mai scăpat de presiunea asta, da, financiară. Te surprinde faptul că primăria a acordat doar 3 milioane? Mă surprinde pentru că eu am fost cu ideea cum să facă acest împrumut, cerere la... Ajutor, da. Pentru că cu câteva zile înainte de a face cererea, m-am întâlnit cu cineva din tot o fundație umanitară care strângea de la Suceava fonduri pentru un caz de la Cluj. Deci, așa. Și am spus să meargă să facă cererea asta.
Și am discutat cu persoana de la fundație și am spus, da, ați fost în primărie, aveți autorizație, ați discutat de cazuri, uitați, am și eu o soră, mai sunt cazuri aici pe stradă, de autism, de imobilizați, la care ce... Da, dar primarul a spus că de-abia acum a acordat 30 de milioane pentru o operație. Bun, și la ce familie? Nu mi-au spus numele, dar mi-au spus că... În Dorna. Da, în Dorna. Păi eu pot să-ți spun că cel poate chiar în fiecare an primăria a sponsorizat, sau primarul, prin Consiliul Local, a sponsorizat cel puțin 30 de milioane câte o carte pe care un scriitor dornean o scria. Deci... Nu știu cum să spun, adică eu am mari rezerve că foarte multe dintre cărțile pe care le-au scos ei au fost și citite. Mie mi s-ar părea o prioritate un astfel de caz decât o carte care poate să fie publicată și în format electronic. După câte știu eu, publicarea unei cărți poate presupune costuri mari, dar și costuri mici. Chestia e vorba de tiraj, de numărul de exemplare, de editură. Eu ziceam, problema în sine, n-are rost acum să intrăm în astfel de detalii. Adică dacă e să pui în balanță, da, un astfel de caz cu o apariție pentru orgoliu poate unui scriitor, eu nu știu dacă dornenii ar vota pentru cartea respectivă sau pentru un astfel de ajutor. Da. Eu aș veni cu o idee. Când sprijinim un autor să-și facă 1000... Banii să-i doneze, nu? Nu banii. Pe copertă acolo să fie un leu pentru fiecare caz social din Dorna. De ce nu face primăria? Asta mă doare. De ce nu face primăria? Cred că ar avea dreptul să facă pe lângă o asociație umanitară a primăriei. Deci să intre banii în primărie. Și banii aia să am 2-3 oameni, 2 agenți și merg lună de lună la cutare. Ce nevoie ai luna asta? Bun, luna asta nu-ți mai trebuie pentru apă, îți trebuie pentru medicamente. Bun, cât îți trebuie? Bun, uite aici, mergem luăm medicamentele. Nu-i dau banul. A venit ultima oară vreun funcționar al primăriei sau când ați chemat pe cineva de la primărie pentru a constata că nu vă mai descurcați cu ajutorul de... Au venit. Avem aici un vecin, e căsătorit cu o vecină de-a noastră, cum ar veni. Domnul Feri, am înțeles că acum e director de acolo. A venit. Da, de la social. Au venit. Au venit, dar știți cum e. Nu depinde ei. Ei vin... constată, fac ancheta socială, știu, văd, dar nu pot să facă nimic, că-s legați la mână. Doar nu ei iau decizii. Nu pot să deie din buzunarul lor, deci aia e problema. Cum ți se pare și primul aspect pe care eu l-am ridicat? Mediatizarea cazului Elenei ar putea face pe mult să vă calce pragul. Crezi că e un lucru bun? Da, la noi ușa e deschisă și pentru... ultimul om și pentru cel mai înalt om. Și președintele poate să vină la orice oră. Ultimul om de pe stradă, poate altul nu-l primește în casă. Eu îl primesc. Chiar acum când erați dumneavoastră la interviu, a venit un copil mai necăjit. Vin, ne ajutăm. De ce el e necăjit? Vin, doamna Valentina, mama. Deci mama e mamă pentru mulți. Dacă are, deci noi dacă am 10 lei în buzunar și îmi cere respectiv, dăm și mie 5 lei, Cristi. Îi dau. Eu consider că poate mai important decât aspectul financiar și faptul că iar avea nevoie de măcar 5 milioane de lei pe lună pentru a îmbunătăți tratamentul sau alimentația, factorul uman cred că ar fi la fel de important, poate chiar mai important. Da, factorul uman ar fi important în zona Dornelor. Deci începând de la cazul surorii mele până la... Păi da, pentru că vezi, în campania electorală eu m-am întâlnit pe stradă cu mama ta întâmplător, că eu am fost din casă în casă, din om în om, din bloc în bloc și am întâlnit două mămici disperate, pe mama ta și pe mama unui copil care suferă de autism, practic următoarea mea emisiune. Și acolo am găsit o fundație din Brașov, pentru că n-am stat degeaba în acest timp și vor veni de la Brașov pentru o consultație. Deci nu e nevoie să meargă cu copilul până la Brașov. Sunt deja două cazuri în zona Schitului destul de grave. A, mai este o persoană tot peste drum, fără picioare, a lucrat la CFR-ul, a avut un accident. A, se descurcă mai bine, poate să spunem. Mai este un caz imobilizată la pat, tot o boală de genul surorii mele, un pic mai... cum să spun, nu așa accentuată. Deci mai judec, mai vorbește, are echilibru cât de cât, dar e mobilizată și ea la Cărcior. Ar mai fi oameni necăjiți, nu numai cu boli. Și spuneai tu de zona Dornelor, tocmai pentru că sunt foarte multe astfel de cazuri. Și aici e
lasă de dorit. Mama zicea înainte că ar fi vreo 30. Copii cu handicap sever și locomotor ar fi peste 30. Cazuri sociale cred că ar fi peste vreo 150. Cei de la asistență socială ar trebui să știe mai bine. Greșeala care se face aici în primărie, în primul rând, nu numai la noi, poate și în alte localități. Nu facem un proiect, nu facem proiecte. Deci nu am auzit să vină un proiect să facem o comunitate, cum să spun, o zonă, o parcelă de pământ, facem case pentru cei necăjiți care stau și dorm prin bărăcile vechi, dacă știți așa. Știi cum? Ai perfectă dreptate. Nu se fac proiecte în acest sens. Știi cum? Știi cum am fost eu abordat de mămica ta și de vecina ta? Citiseră în Monitorul de Doarna, undeva în luna mai, cred, sau chiar în iunie, scrisesem un articol în care propuneam Dornei și dornenilor un centru pentru astfel de copii. Un centru pentru astfel de copii cu astfel de probleme pentru toată zona Dornelor. Cred că ca urmare a acelui articol, doamnele, mămica ta și vecina m-au oprit. Era o propunere, dar văd că n-a existat niciun ecou de niciunde. Nici din partea bisericii, nici din partea societății civile, nici din partea oamenilor de afaceri. Dacă spuneați că faceți o discotecă ultramodernă sau o piscină ultramodernă, exista eco. Da, singura mea șansă, tocmai de aceea, singura mea șansă și speranță era să ajung primar, dar n-a fost să fie, pentru că era mult mai să ajungi în topul unei instituții, dar încă o dată spun, ești de acord cu mediatizarea acestui caz? Ok. Ce v-am spus când ați candidat ca primar? Nu mai contează, nu mai contează, nu mai contează. Noi primari, în primul rând. Noi toți trebuie să fim primari. Nu te deranjează dacă mediatizăm cazul și punem și noi umărul, Orion Media, la acest caz? Da, nu-i nicio problemă, nu mă deranjează. Chiar pot să fie mai multe cazuri, să fie o colectă pentru mai multe cazuri, două, trei, să încercăm să facem ceva. Putem să facem o colectă, să începem înființarea unei asociații pe lângă primărie, de ce nu? Uite, eu mediatizez demersul tău. Ce te împiedică să mai găsești tu câțiva oameni și să înființați o asociație? Partea financiară. Pentru a înființa o asociație financiară. Ce m-am interesat? Am citit și eu. Mă informez. Mai găsești câteva persoane? Găsim. Găsim. Și cu calificare. Găsim. Bun. Fă tu acest demers, adu tu acele persoane, iar eu voi veni cu partea financiară, bine? Ok. Pentru înființarea acestei asociații. Da. De ce nu? De ce să nu încercăm? Și până la urmă poate vor fi voluntari dorneni, care vor strânge bani prin oraș, nu din Bistrița, Câmpul Lung sau Suceava. Exact, asta mă doare. Asta mă doare. Deci mi s-a spus ieri că nu luăm cazuri sociale, deci cazuri, cum e sora mea, mai mari, deci înaintate în vârstă, cu vârsta cuprinsă până în 20 de ani. Dar cum? Dacă are 33 de ani, are dreptul să trăiască și adecent? N-are dreptul să zâmbească? Haideți să încheiem cu această întrebare, care e o întrebare cu siguranță la care noi putem răspunde doar prin da, are dreptul să trăiască, da, are dreptul să zâmbească. Și așa cum scriai și tu în acest mesaj de pe internet, e că trebuie să facem totul și să avem grijă ca acest zâmbet ale Elenei să dureze cât mai mult, nu? Corect. Asta... E singurul lucru pe care îl mai putem face. Corect, asta e. Deci înapoi nu putem să dăm timp. Deci dacă am putea da timpul înapoi, poate am schimba istoria. Dar istoria nu se mai schimbă, istoria merge înainte. Faci un apel către cei care ne urmăresc? Da, aș face un apel să fim mai uniți, ca dorneni, să facem ceva pentru orașul ăsta, pe toate punctele. Se transformă într-un zid de beton, Vatra Dornei, nu știu. Și-au făcut fiecare colțișorul lor. Și încearcă toți să trăiască de pe colțișorul lor, dar nu-i comunitate. Iar în cazul Elenei? În cazul Elenei, mergem înainte, zâmbetul ei, să stea cât mai mult. Și nu numai zâmbetul ei, zâmbetul tuturor contează. Un zâmbet e cel mai ieftin mod de a arăta bine. Deci dacă un om zâmbește, poate să fie îmbrăcat, poate să fie dezbrăcat, arată bine. Dacă plânge, orice om